Bună seara și bun găsit, stimați telespectatori, la Cafeneaua Spirituală. Subiectul emisiunii de astăzi este Trăiește clipa. Deci un subiect, un titlu foarte scurt, care mi-a fost inspirat de o prietenă de-a mea cu care m-am întâlnit înainte de emisiune și la despărțire mi-a spus Trăiește clipa. Și fiindcă eu vorbesc astăzi despre trăirea în prezent, este titlul cel mai sugestiv. Pentru mulți căutători ai sinelui, trăirea clipei sau clipa prezentă și trăirea ei constituie acest scop al vieții. Dar mulți dintre noi nu putem fi atenți în clipa prezentă decât puțin, foarte puțin, câteva secunde sau cel mult câteva zeci de secunde. O perioadă mai mare necesită un efort. De fapt, nu necesită un efort, pentru că orice efort te îndepărtează de scop și te îndepărtează de ceea ce vrei să faci. Noi spunem întotdeauna că nu avem timp sau că timpul zboară, dar să vedem ce este timpul. Privind timpul cu gândirea obișnuită, noi îl vedem ca pornit din trecut spre prezent și apoi mergând spre viitor. Deci, evenimentele se derulează într-o anumită ordine și aceasta ne conduce la concluzia că ce s-a întâmplat în trecut este cauza a ceea ce este acum sau ceea ce se întâmplă acum este cauza pentru ceea ce o să fie în viitor. Dar să privim un eveniment pe scara spațiului. De exemplu, stăm în spatele unui gard prin care privim printr-o gaură îngustă la un șarpe care trece. Și noi spunem, văzând, trecând un șarpe, de exemplu, că atunci când apare capul, observăm o parte a evenimentului, după aceea trece corpul, observăm altă parte a evenimentului și urmează coada. Deci nu vedem decât succesiunea aceasta și spunem că evenimentul cap a generat evenimentul corp sau evenimentul corp a generat evenimentul coadă. Dar nu așa se întâmplă lucrurile. Deci totul se întâmplă acum. Totul este acum. Atunci când privim în felul acesta, pierdem esențialul. Și când privim prin prisma, deci prin această prisma cauzalității, atunci noi nu putem trăi clipa prezentă, nu putem trăi în prezent. Dar să vedem ce este un eveniment. De exemplu, evenimentul sosirii noastre în lume. Cum îl putem delimita? Putem spune că evenimentul începe în momentul nașterii sau putem spune că evenimentul începe în momentul concepției sau chiar putem spune că evenimentul a început când s-au întâlnit părinții noștri. Dar niciuna dintre acestea nu reprezintă adevărul. Dacă spunem că ne-am născut la naștere, deci evenimentul s-a produs atunci, este infirmat de momentul concepției, deci am mai trăit înainte de a ne naște în burta mamei noastre. Iar nici momentul concepției nu este momentul nostru. Dacă părinții noștri nu s-ar fi întâlnit, noi nu ne-am fi născut. Sau putem spune și că dacă nu am fi venit la părinții care avem acum, actuali, am fi putut aștepta, dacă credem în evenimentul în reîncarnare, putem spune că am fi așteptat alți părinți. Deci totul este relativ și nu putem da o definiție precisă sau să delimităm un anumit moment. De exemplu, cum definim lucrurile? De exemplu, cum definim soarele? Putem să-i spunem că soarele este, se întinde atât cât vedem noi, deci până unde se termină focul soarelui. Sau putem spune că soarele se întinde până unde dă căldură. Sau putem spune că soarele este delimitat de strălucirea sa, deci până unde vedem lumina sa. Dar foarte frumos, cum spunea Eminescu în poezia La Steaua, la steaua care a răsărit o cale atât de lungă, că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum îndepărtării albastre, dar raza ei abia acum luci vederii noastre. Deci poate să fie steaua să nu mai existe,
dar noi să o vedem acum. Și atunci, cum definim acest lucru care nu mai există? Deci, vorbele noastre, definițiile noastre sunt arbitrare, nu reprezintă adevărul. Niciun cuvânt nu reprezintă adevărul, ci doar arată spre adevăr. Mai sunt și alte exemple pe care putem să le dăm, care să demonstrăm că totul este relativ și nu este adevărul. De exemplu, războiul. Să spunem că al doilea război mondial a început în 1939, odată cu atacarea Poloniei de către Germania, și s-a terminat în 1945 la capitularea Germaniei. Dar evenimentul se întinde și înainte și după ce s-a terminat. Deci pregătirile pentru război au început cu mult înainte, iar după război, după ce s-a terminat, efectele sale au durat foarte mulți ani. Mai putem spune despre viață că curgerea vieții este asemenea apei, așa se spune. Dar să vedem circuitul apei în natură. De exemplu, apa curge de la izvor prin râuri, apoi în fluvii, apoi se duce în mare, se evaporă, formează nori, după aceea iar plouă și apa ajunge din nou în pământ. Deci acesta este circuitul apei în natură și noi spunem că este o curgere lineară a acestor evenimente care formează circuitul apei. Dar toate se petrec în același timp. Nu tot timpul undeva curge un izvor, tot timpul undeva plouă, tot timpul sunt nori undeva, tot timpul este apă în pământ. Deci toate se întâmplă odată. În felul acesta trebuie să privim și noi viața. Totul se întâmplă acum. Toate evenimentele se întâmplă simultan. Acest fel cum se schimbă, de exemplu, apa într-un râu. Noi vedem un râu astăzi, îl vedem și mâine, îl vedem și poimâine. Spunem că este același râu, dar nu este adevărat. Nici malurile nu mai sunt aceleași pentru că ele se erodează, se formează, devin mai mari, albia se adâncește, apa se schimbă mereu, nu este aceeași apă. Și se spune, chiar este un proverb care spune că nu poți să te scalzi de două ori în aceeași apă a unui râu, pentru că apa curge mereu și se schimbă. La fel și celulele corpului nostru, ele se schimbă mereu. Mâine, de exemplu, nu vor mai fi celulele care sunt azi, putem spune că s-a transformat corpul, iar după 7 ani de zile când s-au schimbat toate celulele din corp, avem alt corp, un corp nou. De aceea, spunem că totul este schimbător și nu trebuie să ne atașăm de lucruri, de persoane, de evenimente, pentru că ele se schimbă mereu și atunci când ne atașăm de ele și credem că ele vor rămâne neschimbate, atunci o să suferim când acestea se transformă sau se schimbă. Deci pentru aceasta este important să știm că nu trebuie să ne atașăm, că totul se schimbă. Deci mezul unei experiențe profunde este adâncirea în stare de prezență. Atunci se creează un spațiu în interior în care lucrurile, spunem că ele plutesc și în felul acesta gândurile se răresc, deși și gândurile noastre constituie, putem să spunem că sunt și ele obiecte sau lucruri sau emoțiile noastre, și atunci când privim în profunzime, când suntem atenți, când suntem în starea de prezență, aceste gânduri încep să se diminueze și să ajungă la un moment în care ele se opresc. Și atunci se creează spațiu. Și atunci acest spațiu, când îl trăiești, îți ai o anumită stare, o stare de bucurie, o stare de împlinire, o stare cum nu ai mai trăit niciodată. Bruce Lipton a descoperit faptul că atunci când omul nu trăiește clipa prezentă, subconștientul său rulează, în ghilimele, spunem, niște casete vechi, cu înregistrări vechi, care îl afectează. Deci el nu poate trăi cu adevărat. Noi spunem că așteptăm mereu să vină un moment din viitor în care să fim fericiți. Așteptăm un anumit lucru care să ne împlinească sau care să ne bucurăm de el,
dar tot amânăm trăirea clipei prezente. În felul acesta nu trăim niciodată. Deci trebuie să fim acum, să trăim clipa, cum spuneam la început, pentru ca să trăim cu adevărat. Ni s-a inoculat ideea că viața noastră depinde de gene. Acest lucru a fost, deci această teorie a fost demolată de, tot de Bruce Lipton, care a descoperit că nu este adevărat, nu genele ne influențează pe noi, ci mintea noastră influențează genele, și a descoperit că membrana celulei constituie creierul celulei, iar nu nucleul, cum se credea până atunci. Nucleul celulei reprezentând, de fapt, hardul pe care sunt stocate informațiile. El spune că arhitectura și comportamentul molecular al microcipului unui calculator este identică cu membrana unei celule. O să spuneți că nu este adevărat, pentru că ați văzut diferite persoane care s-au îmbolnăvit de boli care le aveau și părinții lor sau bunicii. Sau... Da, este adevărat, se întâmplă acest lucru, dar nu din cauza genelor, ci din cauza tiparelor de comportament. Sună frumos faptul că gândurile noastre ne influențează realitatea, dar gândurile noastre nu sunt închise în minte ca într-un container. Ele pot influența pe cei din jurul nostru sau la rândul lor cei din jurul nostru ne pot influența pe noi. Noi spunem că suntem creatori ai realității, dar pentru că suntem creatori ai realității trebuie să fim și responsabili de ceea ce creăm. În momentul în care știi că ai această posibilitate de a crea, atunci ai o altă putere, ai o putere mai mare. Dar ca să-ți poți manifesta această putere, ar trebui să putem face anumite lucruri pe care putem să le numim miracole. Dar deoarece noi toți am fost învățați de mici că putem face anumite lucruri, iar altele nu le putem face pentru că sunt imposibile, dacă credem în asta, atunci nu o să putem face. Dar chiar dacă credem că o să putem face, acum depinde și de ceilalți, de subconștientul colectiv, pentru că credințele se manifestă prin subconștientul colectiv și ne influențează și pe noi. Dacă sunt majoritatea oamenilor, nu cred că se poate face acest lucru, atunci noi trebuie să avem o putere foarte mare de concentrare pentru ca să realizăm acel lucru sau putem să nu-l realizăm. La fel se întâmplă lucrurile și cu vindecările. Dacă lumea te cunoaște și tu ai o anumită abilitate de a transmite energia, dar fiindcă ceilalți nu cred în acest lucru, atunci nu poți să faci, să transmiți energia. Este proverbul care spune că nimeni nu este profet în țara lui. Și se spune și despre Iisus că el nu a putut face nicio minune în locul unde s-a născut, din cauza că toți oamenii îl cunoșteau și spuneau cum să facă minuni acest om care este fiul tâmplarului sau este tâmplar. Deci este imposibil acest lucru. Deci dacă mergi undeva unde nu te cunoaște nimeni și faci un miracol, după aceea oamenii încep să creadă, dacă faci, de exemplu, o vindecare, oamenii încep să creadă în tine și atunci începe să se creeze o poveste în jurul tău, o legendă, prin care tu ai, primești această putere de la cei care cred în tine și atunci poți face vindecări, poți face miracole. Louis Kervran a realizat experimente fascinante prin intermediul cărora a demonstrat că celulele sunt capabile să transmute elementele. Plantele sunt au cele mai uimitoare capacități de transmutare. Deci ele transformă elementele pe care nu le găsesc în sol, de care au nevoie, le transformă și le sintetizează. Și atunci s-au făcut cercetări și au observat că dacă solul este sărac în anumite elemente, plantele le fabrică. Și acest lucru este tot în legătură cu trăirea în prezent. Deci planta nu are o minte, iar subconștientul lor nu se opune realizării acestui lucru.
Și atunci se produc acestea. Ba chiar și sunt și animale care produc, de exemplu, s-a constatat că găinile care trăiesc într-un sol sau nu primesc o mâncare corespunzătoare care să conțină calciu, ele totuși produc ouăle care au coaja tare, deci au calciu. Deci sintetizează și ele calciu în organism. Sau sunt multe exemple care demonstrează acest lucru. Chiar și oamenii. Sunt oameni care trăiesc fără hrană, unii chiar și fără apă, pe parcursul multor zile sau unii chiar ani de zile, trăiesc normal, fără să se întâmple nimic. Deci ei se hrănesc, spunem noi că se hrănesc cu lumină sau cu energie. Deci acest fenomen se numește inedia și sunt mii de oameni pe pământ care trăiesc în acest fel. Chiar un exemplu este al misticii catolice Tereza Neumann, care a trăit timp de 40 de ani fără să mănânce și fără să bea apă. Și a fost înconjurată tot timpul de medici și preoți care tot timpul au observat dacă într-adevăr este adevărat acest lucru. Și chiar în zilele de vineri apăreau și stigmatele lui Iisus la încheieturi. Iar alt caz care a fost mediatizat la televiziune este al unui indian care de mic copil nu a mai mâncat și în momentul când a fost prezentat avea 80 și ceva de ani. Deci sunt multe lucruri care sunt aparent inexplicabile, dar care au la bază trăirea, această trăire în prezent, trăirea în armonie. Deci, să vorbim puțin despre credințe și atitudini. O celulă, un om sau orice organism viu interacționează cu mediul, îl observă, iar apoi răspunde acestor observații, ajustând mereu corpul în funcție de condițiile de mediu, de exemplu, omul, în cazul omului. Deci unele celule observă mediul înconjurător, iar ele transmit la rândul lor informația altor celule, neuronii, care sunt în creier, iar acestea interpretează conform credințelor pe care le avem, conform celor ce credem noi și dacă noi, deci credințele pe care le avem sunt în armonie cu sănătatea și principiile vieții, atunci noi ne bucurăm de bucurie, de bucuria de a trăi, de sănătate, dar dacă aceste credințe pe care le avem nu sunt în concordanță, nu sunt la fel cu ceea ce... Deci sunt credințe eronate, credințe false, credințe incomplete sau nu înțelegem anumite lucruri, atunci noi nu o să ne bucurăm de sănătate și de o viață fericită din cauza că trebuie să ne schimbăm aceste credințe pentru ca să ne bucurăm de sănătate și bucurie. În psihologie se vorbește despre conștient și subconștient care alcătuiesc mintea umană. Prin intermediul conștientului, noi ne conectăm la spirit și prin intermediul conștientului, noi ne exprimăm intențiile noastre. Dacă întreb, de exemplu, pe cineva ce dorești de la viață, răspunsul vine din mintea lui conștientă. Dar subconștientul este mult mai puternic decât conștientul, este cam 95% din, se spune așa, făcând o comparație între conștient și subconștient, 95% reprezintă subconștientul, iar 5% conștientul. Și atunci subconștientul are întotdeauna prioritate, deci se întâmplă lucrurile așa cum credem, deci cum sunt credințele din subconștient. Dar partea bună este că subconștientul poate fi educat. Poate fi educat prin anumite stări de meditație. Deci subconștientul rulează în program automat. Deci este încărcat subconștientul prin observare din copilărie, observarea părinților, a fraților, a celorlalți membri din familie, a oamenilor, persoanelor din jur,
învățăturilor primite. Și atunci se creează credința care spune dacă este posibil ceva sau nu. Cine vrea să realizeze dorințele sale, trebuie să șteargă întâi aceste programe. De aceea spune că pentru ca să înveți ceva nou, trebuie să golești întâi. Sau cum spunea Iisus, nu poți pune vin nou în burtufuri vechi pentru că se strică. El se referea la conținutul minții în această zicere a lui. Oamenii înțelepți s-au învățat cum să rezolve, cum să realizeze aceste lucruri. Ei lucrează cu altă frecvență a minții, nu cu cea obișnuită. Mintea noastră are patru frecvențe. Este frecvența care este în starea de veghe, care se numește beta, după aceea următoarea care este între somn și starea de veghe se numește alfa, după aceea delta și teta. Deci toate aceste frecvențe, cu cât intri mai adânc în ele, cu atât poți să-ți modifici conținutul minții. Deci intri într-o stare de meditație și prin anumite afirmații, prin concentrare, poți să schimbi credințele. Pentru a demonstra că subconștientul este colectiv, s-a făcut un experiment, experimentul celei de 100 maimuțe se numește, prin care s-a luat o maimuță și a fost învățată să spere cartofii. Până atunci toate maimuțele mâncau cartofi murdari. Această maimuță a fost învățată, iar după aceea s-a observat că și celelalte maimuțe de pe insulă au început să spere cartofii, iar după un timp și de pe alte insule învecinate. Deci, prin acest lucru se demonstrează și existența telepatiei, deci gândul se transmite prin subconștient. Deci este nevoie de un procent de 3-4% din indivizi care să învețe un anumit lucru pentru ca să transmită mai departe acest lucru și celorlalți. Dar timpul emisiunii noastre s-a terminat și încheiem aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o săptămână frumoasă și să trăiți clipa prezentă. Deci vă spun și eu, trăiți clipa. La revedere!